Ori cetățeanul, din păcate, e și el complice la tot ceea ce eu vă spun acum, unii dintre cetățeni, cei care își vând voturile, fiindcă ei ajung să-și vândă voturile, iar politicianul le cumpără. Apoi politicianul, când ajunge la putere, se simte și el dator un pic să vândă țara sau să vândă ce a fost el pus acolo șef de către cetățean. Adică este o infracțiune, dacă vreți, în lanț. Bine, dar dacă ați ajunge președinte, ar trebui să schimbați toate aceste lucruri. Bună oară, legea retrocedărilor, care lasă loc de interpretări, loc de șpăgi, loc de combinații și alte... Nu, legea retrocedărilor nu lasă loc de șpăgi. Păi, vedem totuși că s-a putut, adică au fost oameni care au câștigat. Nu se pun în posesie, da, oamenii până nu dau o șpagă, până nu se simt. Păi, tocmai, și de ce aveți de gând să faceți? Știți, o vorbă, în România trebuie schimbat totul de sus până jos la mătură. Vedeți, dumneavoastră, când vă duceți la un ghișeu, de regulă ți se spune nu se poate, s-a închis, veniți mâine, dacă nu dai ceva. Adică corupția asta e așa de generalizată și din păcate a intrat și în ADN-ul nostru ca ființă națională, încât nu te simți în regulă dacă atunci când ai duci la un spital nu dai și tu ceva, o șpagă sau oriunde te-ai duce, la orice, la școală. Ați văzut, acum nu mai ai abecedare, trebuie să cumperi abecedarul. Ți se spune peste tot că totul e gratuit, că învățământul e gratuit, sănătatea e gratuită. Când colo te lovești de foarte multe piedici până nu scoți, până nu duci mâna la buzunar, nu ai făcut, nu ai rezolvat nimic. Deci e foarte complicat, în primul rând, că mentalitatea ar trebui schimbată a cetățeanului, dar e foarte greu, vedeți dumneavoastră, să cereți unor politicieni, cazul Hrebenciuc sau Ilie Sârbu, să nu mai fure țara. De ce? Ei când ajung la putere, ei la rândul lor cumpără niște voturi. Îndeopște, asta e politica PSD-ului, sigur și altor partide, dar ei au lansat-o. Ori cetățeanul, din păcate, e și el complice la tot ceea ce eu vă spun acum, unii dintre cetățeni, cei care își vând voturile, fiindcă ei ajung să-și vândă voturile, iar politicianul le cumpără. Apoi politicianul când ajunge la putere, se simte și el dator un pic să vândă țara sau să vândă ce a fost el pus acolo șef de către cetățean. Adică este o infracțiune, dacă vreți, în lanț. Uitați-vă că în anii 90 am plecat de acolo, de unde niște români își vindeau chiar copiii. A fost în acele documentare făcute de occidentali în care părintele spunea, uite, îți dau copilul, dă-mi un video, ceva sau un televizor contra această ființă. Ori apoi românii au început să-și vândă voturile și au vândut săracii și speranțele și au vândut aproape tot. Politicienii au cumpărat și iată unde s-a ajuns. Politicianul când ajunge în fruntea țării, domnul Hrebenciuc, nici nu se mai teme să vorbească la telefon, să zică, îl calc pe ăla pe cap, dă donația aia, vorbim cu judecătorul. Păi și de ce credeți că s-a întâmplat asta? Pentru că aveam senzația că sunt intangibil, nu? Spun eu, țara păi și ce puteți să facă președinte? Păi și chiar sunt intangibil. Facem pariu pe ce vreți că în Parlament nu se va ridica imunitatea domnului Hrebenciuc, fiindcă s-a încercat de atâtea ori. Da, greunează. Nu. Foarte puțin mersul dosarului. Să știți că domnul Hrebenciuc nu a fost în acest dosar al retrocedărilor. Doi judecători sunt sub control judiciar.